Bună seara, bine v-am găsit la Digi Sport Special. Suntem între două meciuri de Superliga. Tocmai s-a încheiat partida de la Voluntari. 1-0 pentru FC Voluntari în fața Universității Craiova. Și putem spune că e o surpriză, nu? Voluntari mai scapă puțin, mai evadează puțin din zona foarte, foarte dificilă, din zona locurilor de baraj. Și Universitatea Craiova pierde așa un tempo în lupta de acolo, de a fi... De ce nu? De a spera până în ultimul moment la o luptă la titlu. Dar deocamdată Universitatea Craiova este pe locul 5 și pare să fie destul de... Nu e destul de departe, că se înjumătățesc punctele. Dar, na, orice punct pierdut acum înseamnă un tempo pierdut. Aici în studio suntem împreună cu Marius Lăcătuș și Ilie Dumitrescu. Bună seara! Bună seara! Salut! Da, cum spuneam la precedenta emisiune, Ilie, o onoare să-l avem pe Marius în emisiune. Să fac, cred că, vreo 10-12 ani de când a fost precedenta apariție la DigiSport Special. Eu o țin minte, tu n-ai de ce să... N-a fost memorabilă, dar pentru mine a fost memorabilă. O să explic, când începe meciul, să explic și de ce a rămas memorabilă pentru mine. Dincolo de prezența ta. Am avut și un context inedit. Vadim Rață a reușit să facă diferența în această partidă și îl și ascultăm la Flash Interview. Cu zâmbetul pe buze, pentru că ultimul timp cam veneam supărat și nu cam găseam cuvinte. Astăzi măcar nu le găsesc, dar din cauza că sunt bucuros, dar nu că am pierdut. Povestește-ne puțin faza golului. Ai reușit să marchezi după o fază ciudată acolo. A căzut mingea pe capul lui Câmpanu, o greșeală, și tu ai reușit să speculezi, să marchezi. Da, am schimbat puțin sistemul ultimele două meciuri și reușesc să ajung și în careu. Și uite că am avut norocul să ajungă mingea la mine. Mulțumesc domnului și tuturor care m-au susținut în perioada asta grea. Și e primul gol al tău în acest sezon, în acest campionat. Da, așa este. Am o statistică mult mai rea decât anul trecut, dar sper să fie un pas, un nou început, de fapt, de acum încolo. Aveați nevoie de această victorie pentru a vă descătușa, pentru a vă liniști puțin după un start de an, cum nu se poate mai rău. Da, foarte rău startul. Ce vreau să zic, că am vorbeam cu băieții de la Craiova și în timpul meciului am schimbat câteva fraze și acum după meci și ne pare rău că n-am fost tocmai fair play meciul ăsta, dar sper să ne înțeleagă și ei, pentru că aveam nevoie foarte și foarte mult de cele trei puncte și deci noi nu conta, eram gata să facem orice ca să ieșim din această situație, așa că ne pare rău, dar trei puncte sunt la noi. Și sunt trei puncte care vă ridică puțin și în clasament. Scăpați de locurile alea de baraj, ajungeți pe locul 11, puțin mai... Da, noi, sincer, ne uitam așa în clasament și înțelegeam cu capul că câteva, să zic, una, două victorii la rând ne pot ridica mult mai sus, pentru că e strâns clasamentul. Și era decât nevoie, cum am zis, de cele trei puncte, care în sfârșit le-am obținut azi. Sper să le obținem și miercuri. Și la următorul meci. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Vadim Rață, omul meciului, a făcut diferența astăzi cu acest gol. A ajutat așa de intervenția nefericită a lui Câmpanu. Marius, cum ți s-a părut meciul? Eu aș zice, înainte să te exprimi tu, au fost momente de criză, de somnolență. De acalmie în joc. De acalmie, ok. Hai să nu fim așa de tot. Da, a fost, nu știu, eu ce am văzut, mai ales în prima repriză, o primă repriză fără ritm, practic. Mi s-a părut un joc în care parcă ambele echipe se mulțumeau cu rezultatul de pe tabelă și parcă așteptau să se termine meciul. Era un chin. Părea da, un chin. Domne, ne-am îndeplinit obiectivele, ultima etapă. Ultima etapă, da. Da, am fi spus asta, dacă era ultima etapă și se juca așa și le convenea la amândouă, a, e clar, s-au înțeles, ce să mai deranjeze una pe alta. Fără ritm, așa mi s-a părut prima oară. Repriza a doua, parcă un pic din cauza mai golului, probabil. Din cauza golului, pentru că după aceea, probabil, când s-au văzut conduși pe tabelă, Craiova a început și ea să apese un pic pedala de accelerație în ceea ce privește faza ofensivă. Fără să rezulte un mare spectacol, da? Cât de cât, măcar ritmul era altul. Da. Adică am văzut un pic mai multă agresivitate, dar și în jocul ofensiv și în faza defensivă, parcă un ritm mai vioi. Da, așa este. Mister... De la Voluntari, hai să zicem, mai pretenții mai puține. Stai puțin, Craiova... Noi vorbim de o echipă a Voluntarului care a făcut o repriză fantastică la ultimul meci în deplasare cu FCU. De acord.
Da, și merge pe aceeași formulă. N-a schimbat niciun jucător Ciobi în seara asta. Cu un 4-5-1 de ăsta, mă uitam cu Lopez, Meleche, Tavares, Raț în linia de mijloc, cu 3 jucători, plus acest Damașcan care se pliază foarte bine acolo în banda stângă. Adică un fel de vârf, dar pe faza defensivă se retrage mijlocaș de bandă stângă. În același timp ai și un om în plus lângă Nemeț, mai ales atunci când acțiunea se petrece pe partea opusă, el se transformă în al doilea atacant. Și a și marcat la meciul cu FCU. Dacă înscrie Matricardi cu FCU în deplasare la ultima fază de gol, puteam să asistăm și acolo la 2-0. Era foarte greu pentru FCU să mai întoarcă, dar în seara asta echipa, în afară că la jocul fără minge se închide foarte bine, este o echipă care acoperă foarte bine zonele, a fost foarte greu pentru Craiova Rotaru, să poată să surprindă pe cei de la voluntari. În schimb, ei, de câte ori îți intră în posesie, au jucător cu Lopez, un jucător cu o viteză foarte bună, Damașcanul la fel, cere mingea foarte bine în spațiu liber, Nemeț e un pivot, un punct fix atunci când ai nevoie să joci direct pe el, și asta discutam și cu Marius, ne uitam la meci. Este un om care aduce o liniște acolo, mai ales când adversarul încearcă să te surprindă, să-ți facă pressing de ăsta, joci pe Nemeț care joacă foarte bine pentru Rață, pentru acest Lopez care intră foarte bine, se asociază foarte bine. Mister, dar știi că vorbești de o echipă care n-a bătut pe nimeni în 2023. Eu vorbesc de ultimele două meciuri, bine, te deranjează, okay, că nu scot în evidență chestia asta. Nu, dar ca idee, adică a făcut ca și în prima repriză cu FCU, și nu mai spun de execuția lui Nemeț la golul 2 la FCU acolo, da, în deplasare, când a pus-o lângă bar autogol la săracul nefericit. Dar în orice caz, a fost o reacție și a celor de la Craiova în a doua parte a jocului. Ceva situații bune n-au reușit să materializeze. E un rezultat meritat, zic eu, pentru voluntari. Și cred că Neagoi are nevoie să cristalizeze un 11. La fiecare meci se văd schimbări în primul 11. Adică ar trebui să meargă pe un nucleu important de jucători. Îți dă un randament foarte bun acum, începe cu Crețu. Nu joacă Crețu. Crețu suspendat. Da, nu, am dat așa un exemplu, da, Crețu. Ți intră foarte bine Crețu la meciul cu CFR și joacă foarte bine. Pe urmă ți intră jucători, ți intră colegi, nu mai joacă Markovic. Și tot felul de schimbări în cam toate. Singurul punct fix este Ivan. Adică încet trebuie să găsească o formulă și să meargă. Formula nu ți-o dau rezultatele? Pentru că dacă nu obții rezultatele dorite, atunci mai cauți. Atunci e perioada de reconstrucție și să caute. Continuai să, da, până găsește formula de... Ce ne propune Marius Eugen Neagoe la Craiova? Altfel, un antrenor care, cel puțin asta e impresia din afară, propune un fotbal destul de economicos, cu o organizare defensivă bine pusă la punct. Parcă nu s-ar plia pe ce și-ar dori Universitatea Craiova și fanii ei, nu? Exact, asta vreau să spun și eu. Probabil și conducerea și fanii își doresc cu totul și cu totul altceva. Și pe mine mă miră faptul că apelează la acest joc poate de așteptare și să joace un pic mai mult pe contre, deoarece cred că are un lot destul de valoros și echilibrat. Dacă stăm și ne uităm și la jucătorii care au intrat astăzi pe parcursul jocului în teren și la jucătorii care s-au suspendat sau accidentat, mă refer și la Crețu, Screciu, adică cred că Universitatea Craiova, care, cu lotul care îl are la dispoziție, n-ar fi trebuit să fie atât de departe de primele locuri. Și poate aborda mai ofensiv. Îți dau un exemplu, scuze, că tot merg pe ideea lui Marius. Uite, în ultimul meci a jucat Markovic, a jucat Câmpanu, Ivan și Ișvan. Uh-huh. Acum a jucat Câmpanu, Ivanu, care a fost într-adevăr jucători care au rămas în formula de start, Coliș cu Rogulic. Deci două schimbări. Plus Sala lângă Mateiu. Da. A ieșit Crețu. Da. Adică este greu și pentru el. La urmă va trebui. Îți reintră Bayram, un jucător care la un moment dat era... Revine după o accentare. Da, revine după o accentare. Încet este nevoie de timp și să cristalizeze măcar un nucleu important de 8-9 jucători. Nu prea au timp. Da, se termină, se termină campionatul. Ce mai vrei? Începe play-off. Ce mai poți propune, mai ales și după înfrângerea de astăzi? Să zic locul 3, nu? Un loc podium de cupă european. Da, probabil. Cupa europeană. Și cupa europeană ar însemna cam
locul 3. Cam locul 3. Da, Andrei Ivan, îl ascultăm și pe el de la Voluntari, la Flash Interview. Andrei, bun găsit. Pentru început, care ar fi concluziile tale după această partidă? Bună seara. Ce pot să spun? Am condus meciul din primul minut. Ne-am creat foarte multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Au avut două ocazii și au marcat prime. Asta a fost să fie, trebuie să muncim mai mult. Nu ne-am recăzit astă seară și sper ca la următorul meci să câștigăm. Ce se întâmplă cu voi în meciurile astea din deplasare? Pentru că întârzi să apară victoria, cel puțin anul ăsta ați reușit un egal cu FCSB și în rest în frângeri. Da, nu ne simțim bine, să spun așa. Bine. Trebuie să, v-am spus, trebuie să muncim mai mult, să fim în continuare, să jucăm cum am jucat acasă și chiar nu știu ce să nu am cuvinte. Mă doare și figura asta, am fost lovit peste tot și nu știu ce concluzii să trag. Da, v-ați creat mai multe ocazii după ce Voluntariul a deschis scorul, ați încercat să presați, să puneți mai multă presiune acolo pe careul Voluntariului, dar nu a intrat mingea în poartă. Da, după ce luăm gol mereu punem presiune pe poarta adversarilor, dar nu reușim să înscriem. La FCSV am făcut 1-91, astăzi nu am reușit să marcăm, nici să luăm un punct de aici. Da, și pare că intrați așa mai greu în meci. Mă gândesc că și la meciul cu FCSB, prima repriză, mă gândesc și la meciul cu Farul, în care în a doua repriză ați arătat mai bine, chiar dacă nu ați câștigat. Da, am arătat mai bine pentru că au și condus echipa și trebuia să-și apere scor. Noi trebuia să atacăm și e normal să fie așa. Ce schimbări ar trebui să se facă, să se întâmple în perioada asta scurtă pentru, nu știu, pentru a schimba aceste lucruri de deplasare? Ce schimbări să facă. Îl avem pe Mister, vom vedea ce va fi cu FC Argeș. Cât de mult crezi că contează, nu știu, punctele astea pierdute înainte de play-off în economia luptei pe care foarte o duceți? Foarte mult. Am pierdut 9 puncte pe care trebuia să le câștigăm. Nu am avut așa meciuri grele, am avut cu Botoșani, cu cei de la Faru. Și astăzi, cu Voluntari. Trebuia să luăm cele 9 puncte, dar nu a fost să fie. Mulțumim. Tare frumos. Am ascultat pe Andrei Ivan. Parcă mi-aduce aminte așa de perioada în care Dinamo era în cădere liberă și înfrângere. Și toți de la Dinamo erau, ce să mai zică după al 10-lea interviu în care am luat bătaie și ne ducem în Liga a doua. Așa și Andrei Ivan. Un trofeu, bine, în afară de cupă, un titlu este așteptat în bănie de multă vreme. Și tot se amână. Explicațiile, nu cred că le stăpânește nimeni, Marius, nu? Nu, eu glumind. Eu cred că Craiova ar trebui să joace mult mai multe meciuri cu Rapid, cu FCSB, cu CFR, cu Farul. Peste că o să vină play-off. Exact, că probabil acolo modul de abordare a jocului este cu totul și cu totul altul, din ceea ce am văzut până acum. În moment ce tu pierzi la Botoșani, pierzi la Voluntari, adică... Și e vorba și de abordare. Adică și asta de modul cum abordezi. Ok, ai pierdut, că au fost mai buni, dar... Păi da, dacă o să luăm poziția struțului după un meci pierdut sau un meci pe care nu-l câștigi, sunt sigur că nu vor rezolva nimic în următoarele meciuri. Acum, și să scoți pieptul în față și să nu fie acoperit nici de cuvinte, adică scoți pieptul, gata, facem, luptăm și după încă 10 etape, da, nu, dar, uite, că vorbeam de modul în care cum abordez jocurile. Da. Cu Rapid, că e cu totul și cu totul altceva. Cred că și modul în care vorbești când dai interviuri, modul de abordare trebuie să rămână același. Așa e. Imagini spectaculoase de la Pitești din dronă, cum am avut și ieri la Îngiulești. Urmează FC Argeș cu FCSB și poate acolo avem parte de ceva mai mult spectacol. Încerc să-mi dau seama cam cât de bun este și gazonul, că și la Pitești au fost destul de multe probleme. Dar îmi mai dau seama că totuși nu e plin stadion. Asta e mai... Vremea aici în sud este mai mult decât frumoasă și totuși nu e prin stadionul. Altă dată când venea FCSB la Pitești, și țin minte prima, cred că inaugurarea nocturnă a fost cu FCSB și era, nu mai aveai
loc pe stadion. Îl ascultăm și pe Popa de la FC Voluntari. Am câștigat și este un sentiment foarte plăcut. Și ai reușit tu să menții scorul intact, să spun așa, ai avut câteva intervenții vitale în a doua repriză. Da, mă bucur că mi-am ajutat echipa, mă bucur că am avut acele intervenții reușite. Când n-am intervenit eu, au intervenit colegii mei în fața mea și asta este o echipă adevărată și așa vom merge mai departe și vom câștiga meciul. Aveți nevoie mult de victoria asta, mă gândesc, pentru că e o descătușare pe care o așteptați. Spunea și Igor că Mister a schimbat puțin și antrenamentele, a făcut câteva schimbări înainte de acest meci. Povestește-ne și tu puțin. Da, Mister a încercat să schimbe tot, a încercat după 5 înfrângeri, normal, încerc să schimbe orice. Am schimbat foarte multe lucruri, dar se pare că ne-a mers bine și asta este foarte important, pentru că am reușit să câștigăm. Și reușiți să vă îndepărtați puțin și de locurile acelea de baraj. Cu această victorie ajungeți și pe locul 11. Cum vezi tu clasamentul acolo? Da, din câte știu, nu cred că mai avem nicio șansă la play-off și asta nu contează. Luăm fiecare meci în parte, dar, nu știu, încercăm să le câștigăm pe toate. O să dăm totul pe teren și de acum sper și cred că o să câștigăm toate meciurile. Mulțumesc! Găsit, iată, vine și prima victorie pentru echipa dumneavoastră în acest an. Cum ați descrie dumneavoastră această partidă? În primul rând, mă bucur că am reușit să spargem gheața după 5 eșecuri consecutive. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru victorie, pentru modul în care au luptat. Este adevărat, n-am făcut un joc spectaculos. Am fost pragmatici, am fost foarte bine organizați în defensivă. Știam că întâlnim o echipă foarte bună, o echipă tehnică, așa că am jucat un 4-5-1 pe defensiv, am închis bine culoarele, am încercat să jucăm mai mult pe contraatac și iată că am reușit să marcăm un gol dintr-o fază în care, dintr-o centrare din lateral, unde Nemeț a pus presiune pe apărătorii adverși și Raț a fost inspirat și a băgat mingea în poartă. Este adevărat că o victorie smuls așa cu forcepsul, dar pentru noi contează mai puțin. Importante sunt cele 3 puncte. Trebuie să rămânem echilibrați, să ne pregătim pentru următorul joc. Îmi felicit încă o dată băieții, sunt mulțumit de randamentul lor. Am trecut printr-o situație grea până la această victorie, numai eu și vestiarul și, bineînțeles, oamenii din care conduc destinele acestei echipe știu prin ce am trecut noi. N-a fost ușor, nu este deloc ușor, dar au avut caracter băieții, au avut putere și am reușit să spargem gheața. Jucătorii dumneavoastră ne-au spus aici la Flash-uri că ați venit cu câteva schimbări în această perioadă la antrenamente, care iată că au dat roade și a venit și victoria. Ne puteți spune și dumneavoastră mai multe despre aceste schimbări? Da, așa este. Am, în săptămâna premergătoare jocului am schimbat foarte multe. Dacă vreți, am schimbat și programul echipei, adică n-am mai intrat în cantonament. Pentru că am considerat că jucătorii sunt responsabili, știu ce au de făcut. Ne-am întâlnit dimineața, am mâncat micul dejun, după care am rămas câteva ore până la joc, dar noi făceam de obicei cantonament cu o seară înainte, dar nu i-am mai băgat în cantonament. Și acum cred că o să am o problemă, că o să-mi ceară să nu mai intre în cantonament, dar nu e niciun fel de problemă. Da, și la antrenamente le-am dat mai multă... Puneau de joculețe la antrenamente. Da, am schimbat practic toată săptămâna. Am făcut mai mult pentru moralul lor, mai mult pentru să avem o ambianță bună în antrenamente, să nu fim supărați, să nu fim triști și iată că ne-a ieșit. Vadim Rață la primul gol în acest campionat, pentru el poate, poate fi o descătușare și pentru el, nu? Pentru toată lumea. Pentru toată lumea și pentru el, bineînțeles, dar pentru toată lumea. Și nu mă refer numai la primii 11 sau la cei care au intrat pe parcurs. Tot lotul, să știți că tot lotul a fost foarte... Am avut spirit astăzi.
Ne-am dorit foarte mult. Ne-am dorit foarte mult și asta cred că a contat. Am văzut jucători care n-au fost în lot și au venit în vestiar și cântau și țipau de bucurie, deci vă dați seama că spiritul nostru a fost unul foarte pozitiv. Pentru că trebuie să recunoaștem, am avut și șansă astăzi față de meciurile trecute și am ieșit cu bine din acest joc. A fost cea mai grea perioadă pentru dumneavoastră de când sunteți la Voluntari, acest început de an nereușit? Da, a fost 100%. Nu mi-amintesc în cariera mea de antrenor să fi pierdut 5 meciuri consecutive. Ok, poate că n-am câștigat 5-6 meciuri, dar nu am pierdut 5 la rând. Mai făceam un egal, mai pierdeam, mai făceam un egal, dar n-a fost o perioadă plăcută pentru nimeni. Nici pentru mine, nici pentru staff-ul meu, nici pentru conducere, nici pentru jucători. Eu îi vedeam la antrenament că își doresc foarte mult. I-am văzut și în jocuri, că jocurile oficiale, că își doresc, numai că am făcut multe greșeli, foarte multe greșeli personale și colective, dar într-un fel era normal, pentru că veneau pe un fond de stres, de neîncredere în ei și atunci nu ți iese nimic. De data asta, încă o dată, de asta am și schimbat și programul săptămânal, de asta am schimbat și antrenamentele, să lase gândurile deoparte și să gândească doar la fotbal. Astăzi și Mihai Popa a avut câteva intervenții destul de importante în a doua repriză, care au menținut scorul de 1-0 pentru echipa dumneavoastră. Cât de important e și pentru el faptul că n-a primit gol? Da, n-ar fi corect să vorbesc decât de un singur jucător sau de doi jucători. Și aici mă refer la ce spuneai tu mai devreme de Mihai, de Popa și de Rață. Este clar că ei au fost decisivi în câștigarea celor 3 puncte, numai că echipa a luptat. Echipa a luptat, Tavares, Meleche, Ricardinho, toți, n-are rost acum să... Adam a făcut un joc foarte bun, chiar dacă n-a avut ocazii de gol, a alergat mult și a dorit foarte mult. Deci toată echipa, n-ar fi corect să spun decât de unul sau de doi jucători. Cât de importantă e victoria asta în economia clasamentului? Urcați 2 locuri? În primul rând pentru moralul nostru. De asta vă spuneam că a fost o perioadă foarte grea. Vă dați seama, după fiecare meci să intri în vestiar, să faci analiză, să le spui ce vom face în continuare, să găsești un mod de a-i motiva. Asta merge un meci, merge 2, da, 5 la rând. N-a fost o perioadă ușoară pentru mine, dar sunt bucuros că în sfârșit am spart gheața și că, ok, aceste 3 puncte contează foarte mult pentru moralul nostru, dar și pentru situația în clasament. Îmi doresc foarte mult ca să fie un restart acest rezultat pentru noi și să avem până la finalul campionatului să avem rezultate pozitive și după care, bineînțeles, că începe play-out-ul, unde acolo este al campionat. Am văzut că și Adam Nemeț a ieșit destul de accidentat, destul de avariat. Am văzut niște poze cu sânge. Cum se simte el acum? Da, n-am apucat să vorbesc cu el. Este clar că la fotbal îți trebuie sacrificiu între ghilimele, dar trebuie să te lupți, în primul rând, să-ți câștigi duelul, în al doilea rând, să nu cedezi niciodată, să nu cedezi nici o jumătate de metru de teren, să-ți aperi bine zona. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să le faci în timpul jocului, să fii atent, să fii concentrat. Dar toți băieții au luptat astăzi, toți băieții au fost minunați. Cum ți-ați descris dumneavoastră jocul de astăzi? A fost un joc pe care l-am controlat. Din păcate nu am fost atenți acea fază imediat cum a început repriza a doua. Cei de la Voluntari au intrat de 2 ori în care unul nostru și ne-au marcat gol. În rest a fost o partidă controlată de noi de la un capăt la altul, dar nu ne-am creat foarte, foarte multe ocazii. Mingile care au fost acolo prin fața porții n-am fost pregătiți, nu am reacționat bine să o băgăm în poartă. Cei de la Voluntari, așa cum am spus, de 2 ori au ajuns în careu și ne-au marcat gol și era cât pe aici să ne mai marce unul în prima repriză, la primul corner pe care l-au avut. Da, repriza a doua și după ce au marcat gol, nu s-a mai jucat fotbal efectiv, au stat numai pe jos. Și aici nu sunt cei de la Voluntari de vină, ci domnul arbitru. Nu i-a avertizat, nu le-a tras atenția. La fiecare fază erau pe jos, crampe, se mai putea juca nimic. Dar
până la urmă este vina noastră. Noi nu am știut să gestionăm corect primele minute din repriza a doua și este păcat că am trecut pe lângă un meci care aveam, ne-am pus mari speranțe, un meci pe care nu trebuia să-l pierdem sub nicio formă, dar ăsta este fotbal. Și un meci practic decis dintr-o fază puțin ciudată, o minge care cade în capul lui Câmpanu și Vadim Rață profită de această greșeală, nu? Ăsta este fotbal. Așa se înscriu goluri din greșeli sau din execuții formidabile. Asta este frumusețea acestui sport. Ați încercat în a doua repriză, prin trei schimbări deodată, să forțați totul pe atac. Între Tișvan, Hanca, Marcovici, totuși nu a fost de ajuns. Am forțat cu toți jucătorii ofensivi pe care i-am avut pe bancă. Încă o dată am dominat, am ținut pe adversarii aproape de poarta lor, dar nu am reușit, n-am avut acolo luciditate, ultima pasă nu a fost așa cum ne-am fi dorit, nu am avut absolut nicio inspirație. Și totuși, ce se întâmplă în deplasare pentru Universitatea Craiova? Pentru că, iată, acasă ați învins, iată, două meciuri din două, în timp ce în deplasare doar un egal, e puțin. Nu? Este puțin, sigur. Sunt foarte dezamăgit, dar ăsta este fotbal. Acum trebuie să ne odihnim. Nu avem ce face. Miercuri ne așteaptă un joc important la Craiova. Trebuie să fim pregătiți să-l câștigăm. Cât de mult vor conta aceste puncte pierdute în economia play-off-ului și a luptei pentru titlu mai departe? Sigur, vor conta. În acest moment mă gândesc doar la următorul joc. Ăsta este foarte important pentru noi. Să ne revenim foarte rapid fizic și să câștigăm jocul de miercuri acasă contra FC Argeșul. V-am văzut puțin supărat pe Rogulic la final? Nu, am fost dezamăgit în primul rând de rezultat. Sigur, nu am făcut un joc foarte bun, dar nu am fost supărat pe un jucător anume. Nu. Revine și Bayram după o accidentare care l-a ținut câteva luni departe de gazon, dar nu a reușit nici el să da, probabil ăsta este cel mai mare câștig în această seară, revenirea lui Bayram. Am înțeles, mulțumim. Ce v-am spus.